Nu e frumos. Domnule primar, stimați colegi, începem ședința ordinară din data de 24.04.13, conform dispoziției primarului municipiului Moinești, numărul 450 din 2018, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia politică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Bună. 6. Proiect de hotărâre privind pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 26 din 16 februarie 2018 privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul 1 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, dacă sunt întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial de incendiu. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în extravilanul municipiului Moinești, punct Lucăcioaia. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. 9. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SECE del Gaz Grid S.A. asupra unui teren situat în municipiul Moinești, strada Calea Poduri, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. 10.
Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 3 din 30.06.2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Văsiești-Lucăcești din municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc, s-a votat în majoritate. Comisia Economică, dacă se întâmplă părța discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Aș avea eu întrebare, da. Inițial a fost 57 de hectare, s-au suplimentat cu 28 de hectare. Întreabă cei din zona Văsieștului, pe aceste pășune pot pășuna și ovinele, și caprinele, și cavalinele, sau numai bovini? Pentru că ei au și ei. Adică suplimentăm, dar... Asta este ca urmare a solicitării a doi fermieri din zona respectivă. Am văzut, dacă nu scrie acolo fermierul respectiv ce are. Păi ovine, caprine, cavaline... Mixt, are din toate. Păi, înseamnă, la momentul ăsta să fie nefolosit. Înseamnă că pot pășuna și pot, cei care pot au pășuna, ovine. Dar pe perimetru pe care au contract de concesiune cu asociația. Deci, deținătorul de animale trebuie să mai fie într-o relație contractuală cu asociația, după ce noi dăm în concesiune acest teren. Ar trebui... Pentru că are câteva obligații acolo când este membru în asociație. Solicitarea respectivă trebuie făcută un pic mai mult. O să-i punem un contract, amendament. Dacă nu mai sunt. Sunt delimitate. Nu mănâncă, bacă nu mănâncă cu uiți, să știe că nu știe. Nu avem noi animale cât îți lasă adevărat. Amestecăm animale în dieguri, după aia cine știe ce mai este. Fier. Mai sunt întrebări? Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. 11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Moinești a unor suprafețe de teren situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc, a votat în majoritate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votat în unanimitate. 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe destinate închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată în strada Tudor Vladimirescu, bloc C1, apartament 42, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt împotrivă sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votată. 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe construite prin ANL situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc, să votăm. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Comisia Juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votați în unanimitate. 14. Proiect de vot. Da, citiți. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale aflate în domeniul public al municipiului Moinești, situată pe strada, în strada Vasile Alexandrii, numărul 50, bloc E26, apartament 201, municipiul Moinești, de Bacău. Retrag acest proiect de pe ordine de zi, întrucât persoana care
urma să primească repartiție, a refuzat, a renunțat la, la repartiție. Urmează să organizăm din nou, să convocăm din nou comisia pentru a repartiza următorii de pe listă. În ședința următoare vom veni cu proiect de hotărâre. Mulțumim. Trecem la ordinea de zi. De ce există ordine de zi suplimentară? Am primit pe data de 19 aprilie la ora 17:38 adresă de la ADR Nord-Est că cele trei proiecte depuse pe anvelopare clădiri publice au intrat în etapa precontractuală. Drept urmare, trebuie să emitem și am supus atenției dumneavoastră proiectele de hotărâre. Nu suporta amânare până la următoarea ședință, întrucât trebuie să depuse la, de urgență la ADR Nord-Est. Știți cu toții, e vorba de Liceul Grigore Covălcescu, Școala Generală George Enescu și actualul sediu al DAS. Pentru toate s-au stabilit punctajul, sunt eligibile toate, mai urmează aceste documente, după care se va încheia contractul. Mulțumesc. Parcurgem ordinea de zi suplimentară. La punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Reabilitare Termică Imobilie Școala George Enescu. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. A votat unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, da, poftiți. Care sunt sumele astea? Unde sunt scoase? Care e bine? Sunt la toate trei. Suma neeligibilă sau care? Toată... Da, și suma neeligibilă. Deci, din proiectare. Deci, suntem partea... Adică mi se pare enorm. Un milion de euro ce face la școală? Nu un milion. Un milion de euro la școală 2? Ce face cu banii ăștia? Da, da. Schimba acoperișul, anvelopare exterioară, termobanii, conducte, iluminat pentru eficiență energetică în toată școala. Spații comune. Și nu-i mai ieftin să facem una nouă? Sincer. Vă aștept cu proiecte de hotărâre și inițiative. Asta a fost inițiativa noastră și eu duc până la capăt, pentru că am considerat că merită investiției în învățământul din municipiul Moinesc, să-l aducem la standard de așa cum sunt și alte instituții publice din oraș. Am zis că nu merită investiții. Și sunt bani europeni. Nu văd de ce vă împotriviți la o finanțare. Nu am împotrivit. Păi spuneți că e prea mare sumă. Păi da. Vă aștept să studiați proiect. La un proiect scrie că OAT-ul vine cu 2%. Și lucrările neeligibile. Deci la școala 2 e 30%. Da, pentru că sunt lucrări neeligibile din finanțări externe. Și acele lucrări sunt conexe la lucrările care se execută. Un proiect, făcea, justifica. Dar există proiect. Există aliu făcut, întocmit. Urmează PTH-ul. După ce se semnează contractul, urmează proceduri de achiziție pentru PTH. Da, nu sunteți mulțumit de răspuns, întrebați-mă în continuare. Ce să... Asta a fost întrebarea. Deci întrebarea este că noi am avut procedura de achiziție a aliului. Cu siguranță vom ajunge la un credit pentru susținerea acestor finanțări externe. Altfel nu cred că vom putea susține, mai ales că va intra la anul și în discuție și acel proiect de mobilitate urbană care are o valoare de 14,5 milioane de euro, acolo având o contribuție de 2% și acolo sunt câteva lucrări neeligibile pe proiectele deja implementate și fac aici referire la strada Capitan Zăgănescu și parte din Oituz, unde pista de bicicletă trebuie să aibă continuitate și trebuie făcută din fonduri proprii, dar nu sunt cheltuieli atât de mari vis-a-vis de ceea ce accesăm de la Uniunea Europeană. Da, dacă mai sunt și alte discuții sau întrebări? Dacă nu mi-aduc aminte, am aprobat anul trecut documentația, da. Nu? Da, da. Acum doar s-a actualizat ceva. Doar s-a actualizat. Da, dacă nu mai sunt discuții sau întrebări, să punem la vot cine este pentru. Împotrivă? Sunteți împotrivă? Nu. S-a aprobat. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică imobile Colegiul Tehnic Grigore Covălcescu. Comisia de urbanism. Aici, dacă îmi permiteți, da. Sunt 5 clădiri de reabilitare de la învelopare. Domnul director este aici, vă poate spune că am prin ce a trecut în această iarnă vis-a-vis de agentul termic pentru școală. Și nu rog. În această iarnă. Se va ieri. Acoperișul este distrus pe toate clădiri. Una din clădiri, sunt 6 clădiri. Una din clădiri n-a intrat la finanțare pentru că da. A fost distrus. Deci fără această reabilitare, practic, la anul nu mai e funcționat școală. De la limită. Eu n-am zis că nu sunt de acord cu reabilitarea. A spus că e prea mare sumă. Păi da, e mare suma de unde scoase. Adică, nu, vă dați seama, trebuie să venim noi aportul, e aproape 1.000.000 de euro. Domnul consilier, cu tot respectul vă spun, domnul Armeanu este aici și domnul arhitect. Noi scoatem la licitație și facem o temă de proiectare. În tema de proiectare este scris ce ne dorim. Proiectantul vine cu propunerea, da? Pe care noi, Consiliul Local, am aprobat-o. Eu pot să-i spun proiectantului să pună o sumă mai mică dacă el a considerat că acele lucrări sunt necesare la înveloparea clădirii respective? Așa. Ai suma care a spus-o proiectantul, nu părerea mea sau a domnului arhitect. Ce spune? E ștampilată, e autentificată de cel care a câștigat licitația și a depus aceste documente la primărie. Eu pe alea le-am pus la dispoziție și le pot pune oricând. Sunt la biroul proiecte din primăria Mâinii. Și mai mult decât atât, urmează pe TH-ul, care va fi lucrat după acest dalin. Ce-i simplu? E simplu. Angajăm un proiectant la primărie și nu vor mai fi... Nu există așa ceva. Este nu se poate. Nu se poate proiectare să faci să faci proiectul simplu. Înainte nu era? De când au fost înainte. Și mie ce ați făcea ora, nu făcea un bloc într-o urmă. Acum am rupăm în 2 ani o clădire. Sperăm simplificarea acestor proceduri de achiziții, pentru că aici pierdem cel mai mult timp. La proiect de 14 milioane de euro, 24 de luni, din care 12 pentru pregătirea documentației. Da. Și 12 pentru execuție. Hai să facem la guvernul. Nu noi. Eu am făcut solicitări și am modificat... Stațiile vor fi la o lună? Hai să facem, să putem să demarăm. Primăria Moinești deja a modificat două ghiduri. Domnul Armeanu vă poate explica. Nu depinde de noi, depinde de acolo. De și am solicitat, din câte am solicitat, deja noi și municipiul Oradea am modificat două ghiduri. Și se dă tot la cert, îmi vezi, să face două garsonierii 2 ani și înainte să facem un bloc într-o lună. Eu nu mă acomodez, sincer să fiu, eu nu mă pot acum. Doar ca să ne-am cu melcii ăștia care de bea șcării în cotilie, în spinază. Nu pot, că am trăit pe timpul Ceaușescu, știu cum să făceam locurile aici. Că sunau noaptea alarmele și eu credeam că vin de la pompieri, știi? Și mă trezeam în fiecare noapte 5-6 ore, că vă ridicau aia pereți. Nu pot să mă abade la ceea și acum... Da. Stai 2 ani să faci două carsonine. Toată lumea mulțumită și nimeni nu ia nicio măsură, că să vezi. Aia dorm acolo. Avem deputați, avem senatori, avem miniștri, facă, domnule, ordonanții de care trebuie să evoluăm odată. Am văzut acum, aici, la o modificare a legii achizițiilor, la care inclusiv... Legea achizițiilor, termenul de contestație, să fie mai mic. Hai să le spunem la ăștia ce le doare. Primarii se confruntă cu niște probleme, ne confruntăm și noi. Oamenii ne ia la întrebări. Băi, dar voi ce faceți acolo? Dormiți? Păi nu putem, de ce nu puteți? Haideți să le spunem la aia care vine aici numai așa, a venit la cravată și fă discursul. Facă treburi acolo care trebuie pentru țara asta. În ce iertați-mă, sunt puțin nervos. Comisia de urbanism, dacă nu mai vreau să am zis probleme, spunem la voi cine este potrivă să atingem. Comisia economică, dacă se întâmplă, dacă nu supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, să abține cineva, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului, dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votată unanim. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică clădire din strada Vasile Alexandrei, numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești. Redepunere. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă, se abține și eu. Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate. Ședința pe comisie la sfârșit, începem ședința în plen. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, în continuarea ședințelor comisiilor de specialitate, derulăm ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Măinești, convocată prin dispoziția primarului Municipiului Măinești numărul 450/2018, pentru astăzi, 24 aprilie. Vă informez că efectuarea convocării a fost cu respectarea prevederilor legale, respectiv prevederile articolului 39 aliniat 1 din legea 250/2001, legea administrației publice locale. De asemenea, ședința este legal constituită, fiind prezenți toți cei 19 consilieri validați în funcție. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local și a legii, a prevederilor legii administrației publice locale, la începutul fiecarei ședințe ordinare, se supun la vot și se aprobă procesele verbale întocmite la ședințele anterioare ale Consiliului Local. Pentru aprobarea conținutului proceselor verbale întocmite la ședințele Consiliului Local din luna martie și luna aprilie, consult plenul dacă există obiecțiuni față de conținutul acestora care a fost publicat pe site cu efectuarea procedurii de transparență decizională. Nefiind completări față de conținutul care a fost publicat, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 16 martie 2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal din 16 martie 2018. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 27 martie 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței din 27 martie. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 16 aprilie 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din 16 aprilie. Din parcurse primele trei puncte pe ordinea de zi, dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a derula ordinea de zi propusă de inițiator pentru ședința de astăzi. Mulțumesc, doamna secretar. Începem ședința. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Punem proiectul la vot. Cine este pentru? Sau? Domnul consilier vrea să vreau să mai întreb eu. Doamna primar, doamna director economic. Legat de suma aceea de 60.000 de lei pentru achitarea contribuției la bugetul de stat. Noi avem angajați, am înțeles, 7 persoane cu handicap pentru cei 4. Da. Legea 448 prevede ca 11 la angajat. Da. Și banii ăștia noi lunar trebuie să-i virăm, la bugetul statului. 1950 de lei lunar pentru fiecare persoană neangajată. Ori 4, ori 4. Da, și suma restanță de când? Este restanță începând cu data de 1 septembrie 2017. Da. Nu e mai bine să angajăm pe cineva. Da. Acum am inițiat această procedură pentru a angaja la bază și unde mai e nevoie de și la infirmier la centru social. Da. O să fie cu jumătate de normă, că e post ocupat, nu, pentru că și cei majoritate care au un grad de handicap au 4 jumătate de normă de rat permis să prindă.
Și urmează procedura de a scoate la concurs. Da, mulțumesc. Ocupa mai aceste posturi. Da, este prins în procesul verbal al Curții de Conturi. Am pus-o astăzi în rectificare pentru a duce la îndeplinire această măsură stabilită de auditorii Curții de Conturi. Da, mulțumesc. Mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții, vă rog să le purtați. Dacă nu, am soptit. Am eu o intervenție aici, exact pe... Să știți că am lecturat de regulamentul, caietul de sace. Undeva scrie acolo cam așa ceva. Materiale utilizate pentru combaterea poleilor nu trebuie să afecteze îmbrăcămintea asfaltică și nu să nu producă degradări și să nu afecteze mediul înconjurător. În cazul când se întâmplă lucrul ăsta, operatorul trebuie să remedieze. Se ia în calcul lucrul ăsta sau până acum a fost așa ceva? Pentru că... A fost și până acum, dar cum faci dovada că s-a deteriorat din cauza concentrației maxime sau minime? Încă n-am ajuns la soluții în zona noastră pentru a evita sarea. Drumurile naționale la ora asta folosesc doar sare, nu mai folosesc nisip. Noi totuși și în acest an am folosit nisip pentru a evita degradările, dar ați văzut dumneavoastră din cauza fluctuațiilor de temperatură ce s-a întâmplat în acest an, diferit față de anii trecuți. Materialul antiderapant e compus din nisip și sare la noi. Poftim? E compus din nisip și sare. Corect, 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 corect. Se mai folosește și clorura de calciu. Da, care dar e mult mai scumpă. Da, da. Zona noastră nu e pe șes, să zic așa, așa cum e localitatea în care poți folosi acea soluție să rămână acolo. Aici imediat se... Un lucru îmbucurător, am văzut că totuși făcând o analiză a anilor anteriori, suma care o achităm pentru lucrul acesta este mai mică față de 2015, față de 2016. Impunerea unei exigențe mai mari a celor care verifică. Da, am și Consiliul Local, am văzut acolo, Consiliul Local intră în atribuțiune pentru a rectifica prețurile respective, dar în caietul de sarcini și în toate astea am văzut cel care se înscrie la concurs, el trebuie să aibă atâtea mașini, atâtea freze, atâtea... Mai nou decât a fost în contractul vechi. Știți va fi mașină de curățat zăpada pe trotuare, mașină de cosit. Știți că la un moment dat ne-am confruntat cu lucrul ăsta, a venit și a mai luat o cositoare, față de acum 8 ani, tehnica a mai progresat. Și a mai luat o... Da. Acum le-am impus să le aibă de la început. Da. E minim. Pare. Dacă pare. E minim, pare. Pot să aibă cât de multe. Dacă o să fie mai mulți la licitații, probabil da. O să fie mai... Noi am tot propus și s-o conformat. Da. Sunt 8 ani. Se împlinesc în februarie, se împlinesc 8 ani de când este acest contract. Da. Acum nu se mai poate prelungi, e o nouă licitație. Da, da. Mulțumesc. Mulțumesc. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, să abținem cea, mulțumesc, să votați în urmă. 6. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 26 din 16 februarie 2018 privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul 1 în municipiul Mărești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții, optiți. Eu sincer să vă spun, acest raport l-aș aproba cu două mâini, ținând cont de semnificația acestei mari sărbători, fiind vicepreședinte la Cultul Eroilor la județului Bacău, pot spune că această activitate trebuie făcută într-adevăr cu foarte mult simț de răspundere și am văzut că s-a dau niște fonduri și bine că s-au alocat și în religie și în toate activitățile și tot ce se face. Este un lucru frumos pentru orașul Moinești. Și chiar lăudabil. Problema este că domnul Costa ar trebui un pic înainte să convoace un pic preoții și cei care sunt, să facă un pic așa o
un plan ăsta să ajungă și la ei și la tot. În așa fel, înălțarea să se facă, ținând cont de eveniment, să fie un ceva foarte, foarte, foarte frumos. Eu propun, dacă se poate, eu vin doar cu niște propuneri. Aș vrea să se facă un marș a Unirii pe timpul cât facem înălțarea, în așa fel încât să putem pune, deci să trecem și pe la monumentul de la aviație și monumentul ăla cu spada lui Ștefan cel Mare, să punem câteva, și după aceea să ne retragem acolo frumos și să facem, să punem, să facem festivitatea care trebuie. Țin minte că am fost când s-a inaugurat acea spada lui Ștefan cel Mare, la inițiativa lui părintele Andruae, a fost și părintele Galeru, am fost cu garda acolo. Și ar fi chiar și o mândrie să vadă părintele, că într-adevăr îi dăm o atenție acolo. La pompieri organizez eu cu părintele Teșu și cu militare, încât să nu mai fie nevoie. Și ar trebui ca preoții, tocmai de asta, fiind convocați și asta să pună la fiecare monument acolo în biserică unde are, să pună coroane. Pentru că evenimentul ăsta este oricum destul de înălțător și să marcăm frumos. După ce se termină această festivitate, e bine un film istoric, să vedem cum îl aduce, fie cu Mihai Viteazul, fie cu Primul Război Mondial, asta încât să fie invitați elevii după aceea la un film acolo. Asta conține acest, da. Acest deci sunt niște lucruri foarte frumoase. Eu sunt de acord și, într-adevăr, mulțumesc inițiatorilor celor care au inițiat acest proiect și, într-adevăr, este complet. Am mai venit cu niște completări ca să dăm o notă aparte, pentru că e Ziua Unirii și așa văd și eu, să nu rămână nici monumentul ăla a aviatorilor fără coroane, să nu rămână nici spada lui Ștefan cel Mare fără coroane. La pompieri punem noi, celălalt le facem aici, dacă și preoții la biserice își pun, facem o activitate, într-adevăr, complet. Dar pentru asta trebuie o instruire cu toți și trebuie făcut un lucru de calitate. Nu va fi singurul eveniment în acest an de dedicat centenarului. De zilele orașului vor mai fi astfel. Da, ținând cont că înălțarea se face cu mulți profesori, mulți elevi, mulți ăsta am putea să facem o chestie mai de amploare. Cu siguranță. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc mult. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Raport. Da. Raport Comisia Juridică. Cu 5 voturi pentru Comisia Juridică. Da. Mulțumesc. Comisia Economică, membrii comisializează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Da. Mai supun o dată la vot, că așa e regula. Spunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține, ceva mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în extravilanul municipiului Moinești, punct Lucăcioaia. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține și ceva. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu a dreptului de uz și servitude către FC de gaz Grid SA asupra unui teren situat în municipiul Mănești, strada Calea Poduri, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții pe acest proiect, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 3 din 30 iunie 2010 încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Vătești și Crăcești din municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții, vă rog. Să înțeleg că noi afirmare pe o fi parcelat. Se va face un proces verbal de predare primire. Ei sunt deja acolo, nu erau personalizate de asociație, erau
pentru toată lumea. Deci conducerea asociației dă în administrare fiecărui crescător de animale în funcție de încărcătura pe care acesta o are, astfel încât să beneficieze de subvenția acordată de APIA. Deci există aceste delimitări și aceste transmiteri pentru fiecare crescător în parte. Există noi acum, când dumnealor le pun cererile pentru acordarea subvenției, vin cu adeverință din partea asociației, în care este precizat suprafața, parcelată, care sunt limitele, ce încărcătură de animale au fiecare. Doamna secretar, am înțeles. Ei spun că, domnule, eu caprele și oile nu le mai pot scoate. În momentul gata, trebuie să le duc în vârful tajbucii. Este vorba despre alți crescători care nu sunt înscriși în această asociație. Bănuiesc. Deci discutăm despre cei care plătesc redevență pe acest contract de concesiunii. Ceilalți care nu plătesc redevență nu pot să pască pe această suprafață pe care acești oameni plătesc redevență, da? Și au în administrare, conform contractului. Eu nu i-am mai întrebat. Și acei bani care îi primesc ca și subvenție, există trebuie să regăsească. Există expres când și cum animalele pot face pe pășuri. Și deci între 1 mai și 1 octombrie, oaia nu are ce căuta unde faci să facă. Dar asta o împart ei. Dacă el, crescătorul, pe suprafața pe care o are în administrare, vrea să pască și cu calul, și cu oaia, și cu vaca, e treaba lui. El trebuie să-și întrețină suprafața și să o prezinte în stare... Verificări de la APIA și... Sigur, fața la APIA dacă nu folosește subvenția pentru ceea ce a fost. El plătește impozitul pe teren și subvenția și redevența pentru concesiu. Da. Mulțumim tare mult! Aș vrea și eu să... Vă rog! Pentru a nelămuri de plin. Singura modificare a contractului de concesiune, înțeleg, este prin mărirea suprafeței. Da. De la 70 și ceva puteste, se dau la 88. Deci ajunge undeva în jur de 85 de hectare. Nu. Mă rog. Din ce considerente nu se modifică și articolul privitor la cuantum redevenței anuale? Suprafața crește cu circa o treime. De ce? Suma rămâne aceeași. 3 milioane și ceva de roșu. Este stabilit la metru pătrat? Noi la metru pătrat. Scrie în documentație, am citit, redevența este de 3.062 sau nu știu cât. 3.000 sau 6.000? 3.000. 3.000 reținut. Ea se mărește proporțional cu hectarele care se adaugă acum. Deci redevența este pe hectar. Dacă dumneavoastră a avut 70 ceva de hectare până acum... În hotărâre nu scrie nimic, iar în contractul de concesiune, la redevență, este stipulată această sumă. În actul adițional o să menționăm acest amendament. Da. Da, dar eu știu că așa am discutat, poate a fost o dacă s-a scăpat, o să fie inclus în actul adițional la contractul de concesiune, plata redevenței pentru întreaga suprafață pe hectar, așa cum a fost rezultatul în urma licitației. Cu creșterea sumei, cu creșterea suprafaței. Dacă a scăpat, o să fie acolo, da. Mulțumim. Mai sunt discuții? Dacă nu, să punem la vot proiectul. Cu amendamentul dacă e cine este pentru? Împotrivă, și abține cea mai mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Moinești sau unor suprafețe de teren situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia... Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe destinate în chiriere aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată în strada Tudor Vladimirescu, bloc C1, apartament 42, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, s-a votat în unanimitate. 13. Proiect de hotărâre privind
repartizarea unor locuințe construite prin ANL, situate în municipiul Muinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre, 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Punctul 14 de 20 de ani a fost retras. Mergem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică imobile Școala George Enescu. Aviz favorabil cu 5 voturi. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Dacă sunt discuții, mă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de reabilitare termică imobile Colegiul Tehnic Grigore Copărcescu. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva, vă mulțumesc, s-a votat în unanimitate. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică clădire din strada Vasile Alexandrii, numărul 52, sediu Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții, vă rog. Poftiți, vă rog. În contextul adoptării acestei hotărâri, aș vrea să extrapolăm un pic discuțiile despre proiectele care le am în vedere și mă refer la proiectul și construcția noii clădiri a parchetului. Pentru că în clădirea aceea care o reabilităm noi, un etaj, este pentru parchet. Ei se vor muta. Acolo, ce o să fie? Urmează să luăm o decizie la momentul potrivit. Vă pot spune că în urmă cu o săptămână am primit telefon de la directorul de investiții de la Ministerul Public, purtând mai de mult o discuție cu dumnealor vis-a-vis de clădirea veche de unde a funcționat parchetul, și mi-a comunicat că s-a terminat procedura de achiziții pentru finalizarea lucrărilor. Termenul de execuție este de 4 luni, iar firma e o firmă din Brăila care urmează să vină să preia și să finalizeze lucrările. Sperăm ca pe finalul anului parchetul să se mute în clădirea nouă și acolo să vedem destinația. Oricum, pentru a implementa acest proiect, clădirea trebuie să aibă destinație doar pe asistență socială. Deci, cu siguranță, undeva octombrie, poate, mi-au promis, de la 4 luni de la momentul semnării procesului verbal de predare a amplasamentului. Bun, și merg un pic cu ideea mai departe, mai avem un proiect noi, Consiliul Local, de mutarea judecătoriei. Ce se mai urmă? Am făcut toate demersurile și am comunicat Ministerului Justiției școala despre amplasamentul unde se află acum școala fostă de arte și meserii, ce a aparținut liceului Grigore Copălcescu. Am obținut și avizul ministrului educației, prin care renunță la administrarea acelor clădiri și terenuri în favoarea revenindu-l domeniul privat al municipiului și darea în administrare sau chiar în proprietate, dacă o să fie nevoie, Ministerului Justiției. La ora asta încă evaluează Ministerul Justiției dacă va investi acolo sau doresc cu alt amplasament. Da. Deci, ce spuneți dumneavoastră, după vizita experților și a specialiștilor, locația se prezentează în domeniul acesta? Din punctul nostru de vedere, al meu, al președintei judecătoriei, al domnului consilier al ministrului a fost aici, da. Câteva persoane de la Serviciul Investiției de la Tribunalul Bacău și o altă persoană de la Ministerul Justiției spun că nu există spațiu suficient pentru desfășurarea activității în condiții care să corespundă normativelor
funcționării acestei instituții. Dacă lucrurile evoluează și urmează să le da? Da, ne concentrăm. Dacă refuză această locație, nu știu, ne-am putea aloca. Nu avem varianta de. Mai ales în zona urbană, aglomerată, să spun. Ne facem aici, la hotel, jos, și mâncăm tot judecătorul. Să știți că a fost o idee. A fost și asta o idee, dar gândiți-vă fluxul și accesul către această instituție se face și cu deținuți, și cu personalul din instituția respectivă, cât și persoanele care vin pentru a-și rezolva problemele la această instituție. Unde creez o parcare acolo? Unde? La judecătorie, după aia fac și o baie în spate acolo și mai calim. Nu prea le poți amesteca una cu alta. Avem aici reprezentantul jandarmilor. Vă poate spune dacă puteți avea acces pe zonă. Da. Hai să vedem, poate obținem, sau poate o să ia în calcul această propunere a noastră și să rezolve problemele. Da. Mulțumim. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. La diverse, dacă îmi permiteți, aș începe ultimul eveniment petrecut chiar ieri. Am fost la Centrul George Apostu ieri, unde domnul profesor Văsii a aniversat 50 de ani de activitate și 65 de ani de viață, nu? Am atribuit în numele Primăriei Municipiului Mâinești și a Consiliului Local o diplomă de excelență. Am transmis în numele dumneavoastră și al meu personal admirația noastră. Îl felicit aici public și doresc de aici încolo activitate lungă, mult succes și sănătate. Mulțumesc domnului primar, domnului viceprimar și reprezentantului Consiliului Local pentru prezența la acest eveniment important pentru mine și sincer să fiu, am avut mari emoții văzând acolo și un număr însemnat de concetățeni moineșteni. Aș fi vrut, într-adevăr, un aport mai mare al celor care au primit invitație să participe. Dar, ținând cont de faptul că a fost o sărbătoare importantă și că oamenii au și alte treburi, eu cred că a fost un moment semnificativ pentru toată lumea. Sigur, expoziția poate fi văzută și de acum înainte, cei care aveți trece prin Bacău și puteți să... Și o să o mutăm la Mâinești când se termină acolo. Sigur că da. Da. Poate... Aș mai adăuga la cele două sume rotunde pe care le-ați enunțat, încă una, tot rotundă, 45 de ani de activitate didactică la catedră. Rugămintea mea este, dacă este posibil, eu n-am mai avut timp să mă ocup, am primit 26 de premii internaționale, premii și mențiuni, pe care n-am mai avut ocazia să le mânesc copilul. Puteam să o fac la cerc acolo, dar mi s-a părut restrictiv pentru munca lor. Dacă este posibil, să găsim așa un cadru potrivit, ori legat de un eveniment, cadrul măsiul local, să le fie mânat. Cu siguranță vom găsi un eveniment și pentru acest lucru, da? Mulțumesc, tare. Felicitări în program. Mulțumesc. Mergând un pic mai în urmă câteva zile, s-a finalizat simpozionul internațional Tristan Țara și Cultura Dada. Le mulțumesc celor care au participat, care au fost alături de noi toate aceste zile la eveniment. Mă așteptam și eu, într-adevăr, cum spunea și domnul consilier Văsii, domnul profesor, la un număr mai mare de participanți din membrii Consiliului Local, din cetățenii orașului, cadre didactice, fiind un eveniment internațional la care au participat atât personalități din România, cât și din străinătate, din Elveția și din Germania. De aceea o să-l las pe Viorel Costea să vă spună, cel care s-a și ocupat îndeaproape de acest eveniment, alături de ceilalți colegi din primărie, să vă spună și din impresiile celor care au participat la acest eveniment și cum s-a desfășurat acest eveniment. Pot să vă spun cu siguranță că a fost cel mai bun
cea mai bună ediție de până acum, cea de-a șaptea. Artiștii care au venit din Elveția au fost absolut încântați de tot ce se întâmplă aici. Unul dintre ei, Mirz Lekid, care este din Basel, doi erau din Zurich, unul era din Basel, Mirz Lekid a luat decizia de a-și construi o casă de vacanță măinești. Și este ferm convins că viitorul lui este legat de localitatea noastră. Cât despre doamnele din Germania, care sunt oameni de teatru, ca să spun așa, au spus că a fost cea mai bună deplasare pe care au avut-o ele vreodată în viața lor. Și pot să vă spun că anul ăsta au fost în Noua Zeelandă, în Canada, în Japonia și turnee în Europa cam peste tot. Ele au patru recitaluri pe texte dadaiste, ca să zic așa. Fiind vorba de o invitație la Măinești, recitalul lor a avut în proporție de 80% texte din Tristan Tzara. Cât despre ceilalți care au participat din București, din Iași, din Bacău, pot să vă spun doar că cei de la Breazla Actorilor, de la compania de teatru Breazla Actorilor, au avut o piesă de teatru care a intrat în selecția națională pentru un festival de teatru al tinerilor, ceea ce este chiar foarte, foarte bine pentru o companie de-abia înființată. Ea este condusă de Alex Floroiu, un măineștean de-al nostru. Și cele două trupe care au interpretat vineri și seara și sâmbătă seara, respectiv Quartetul Consonanțe de la Bacău și Iași și formația Soul Serenade, cred că au avut două dintre cele mai bune concerte care s-au dat vreodată în Măinești. Una din doamnele din Dornul mi-a spus că concertele la care au asistat vineri și sâmbătă puteau să fie la fel de bine și la Zurich și la Dortmund, că nu era niciun fel de problemă, se ridicau la înălțit, la oricare nivel. Și la momentul de față cam așa au stat lucrurile. Duminică dimineață noi ne-am despărțit de oaspeții din străinătate, cu domnul viceprimar, cu domnul primar, au plecat cu impresii foarte, foarte bune din mâine. Și vor reveni cu siguranță. Mulțumesc! Dacă legat de acest eveniment mai are cineva de ceva? Eu aș avea niște câteva propuneri pentru proiectele care se vor face de acum înainte. Aș vrea când să facem un proiect, de exemplu, s-a făcut piața. Dom'le, când faci, s-a făcut piața foarte frumos, dar problema este că să ne uităm după ce facem o investiție și în jur acolo să fie făcut tot frumos, adică a făcut piața, dar a lăsat blocul ăla negru lângă ea care strică imaginea. Am făcut tot parcul ăla foarte frumos, extraordinar de frumos, dar parcările din jurul lor le-am lăsat sparte. Săracul Iremia și acum, la fiecare ședință spunea de parcarea lui, că nu a fost în stare în 4 ani, mai ca să-și facă și parcarea aia. Ce nu o să facă parcarea aia în jurul parcului? Toată lumea se duce în parc, dar mașinile când le duce acolo le rup. Am pus plancarda aia foarte frumoasă la intrarea în oraș, Moinești, luminoasă, extraordinar. Parcarea n-am făcut-o, știți? Aia, cum îi zice, clădirea aia cade pe acolo. Te uiți, s-a căzut acoperiș. Dom'le, când intră omul în Moinești, când intră într-un municipiu, când ai, ai cartea de vizită. La un culturist, cartea de vizită este gâtul. Dacă gâtul nu-i frumos, ăla n-are nimic pe desubt, înțelegeți? Nu vreau să zic, dar măcar așa, să fim un pic așa mai șmecheri. Să facem niște lucruri așa, să mai zice chiar, domnule, mai trișez un pic, dar trișez frumos încât să mai face un pic de imagine. Eu știu că eu pe timpul lui Băluță, eu am trăit aici cu Ardeleanu, cu Băluță, nu-l, dar vă spun sincer. Păi l-a scos odată Ardeleanu pe directorul spitalului de aici, nici nu se vedea. Deci dacă acum ar fi Băluță să vadă ce acolo cu, cam cum apare izvorul ăla și cu clădirea aia, fi sigur, cred că zboram din administrație, că în jumătate eram plecați pe afară. Aparține orașului Comănești? De ce? Nu, dar vreau să spun că dumneavoastră ați fost cu primarul de la Comănești în același partid, domnule, când ați candidat prima dată, când ați obținut votul. Nu-i greu să vorbiți cu domnul. Uite, care e treaba? Eu fac acoperișul, tu fă... Băi, dar hai să... E cinstea la două localități, nu? Mergeți la Codreanu să vedeți niște artiști ce au putut să facă acolo, ce terase, bă, făcut dita în mănăstirea aia, Cozia, asta cum îi zice Codreanu, și să vedeți acolo ce terase frumoase, artistice, lucrate. Păi acolo noi avem în pădure, mă duc, aduc patru bușteni, dați-mi ea să o fac, vă dau cuvântul meu, dacă mă fac pe fondurile mele, știi cum mă fac din pensia mea și vă fac aia, știi, încât într-o lună o fac singur. Luați-o, dar nu e a noastră, eu nu vă pot da.
Păi mă duc la primarul ăsta de la Comăneșului. Este pe teritoriul Comăneșului, dar e pe proprietate privată. Budan, nu putem să obținem așa, adică o dărâmăm, domnule. Facem dar cum să o dărâm eu dacă nu mi-aparține nici ca teritoriu, nici ca proprietate? Deci asta aș vrea, când să faci niște investiții, să ne uităm și în jur un pic așa. Iertați-mă că vă spun. Vă spun imediat despre fiecare, dacă îmi permiteți, da? Legat de piață și de blocul negru. Abia am finalizat și municipiul Moinești a accesat un fond cu finanțare europeană de 50.000 de euro, prin care a scris o strategie de dezvoltare pentru persoanele defavorizate. În această strategie este cuprins și acest bloc pentru anvelopare și celelalte lucrări conexe la anvelopare. Nu numai acest bloc. Valoarea rezultată din strategie pentru proiecte noi care se vor implementa pe axe care se deschid de acum încolo și care nu puteau fi accesate dacă nu aveam scrisă această strategie și din județul Bacău a depus Moineștiu, Bacău și Oneștiu. Am primit toți trei finanțare, dar strategia a fost aprobată doar Bacăului și Moineștiului. Valoarea proiectelor ce urmează a fi implementate este de 6,7 milioane de euro. Construcția acelor case din zona Căliman sociale, refacerea străzii Ștefan Luchian, apă și canal pe acele străzi din zona defavorizată și de la Văsiești o parte. Acest bloc unde sunt aceste probleme vis-a-vis de aspectului. Cu toții ne dorim să nu mai arate așa. Dar știți ce au spus cetățenii atunci când am făcut parcare în jurul acestui bloc? Că tot acolo am făcut unde ei nu-și plătesc datoriile și sunt cei care creează cele mai multe probleme. Și cred că puțin au dreptate. Venind mai departe spre acea parcare de care spuneați, iată, are dreptate cel care stă în blocul de acolo sau cei care stau în blocul de acolo, atâta timp cât în jurul acestui bloc e făcută, parcarea cu pavaj și acolo nu. Dar dacă vă amintiți la ședința trecută, am discutat despre proiectul și am aprobat indicatorii tehnico-economici pe mobilitate urbană, unde sunt incluse și aceste incinte dintre blocuri. Da? Una dintre ele este cea de la Parcul Băi. Mai mult decât atât, acolo este și un stand de biciclete de unde pot fi ridicate bicicletele pentru a parcurge pe acele piste din oraș. Și nu numai acea locație. Privitor la intrarea în oraș, într-adevăr, pe partea dreaptă, când ieși din Moinești, trebuie realizată asfaltarea stației de autobuz de acolo. Când vii spre Moinești, Moinești scrie deja cu 100 de metri mai spre Moinești de la Fântâna lui Panoschi, de acolo unde este acea clădire, care este proprietatea unui domn Budacă, cu care s-a luat legătura de către noi acum vreun an de zile. A spus că nu are bani încă să investească acolo. Nu este pe teritoriul municipiului Moinești. Am vorbit cu primarul de la Comănești, nu odată, de mai multe ori, pentru că Moineștiu se grănițuiește cu localitatea Comănești, undeva dincolo de cimitirul de la Văsiești. Trei case de acolo sunt pe municipiul Moinești. Acele persoane plătesc impozit la Moinești. După ce am solicitat primarului din Comănești un schimb de teren, să ne dea acea stație de autobuz și tot ce mai e acolo adiacent, pe intrarea din partea dreaptă în Moinești și să-i dăm la schimb acele case, se putea face acest lucru printr-un ordin de prefect, pentru semnarea grănițuirilor, dumnealui a refuzat, mai mult decât atât, a doua zi a trimis mașina și a luat lămpile de pe stâlp la cele trei case, spunându-le că sunt din Moinești. Și de atunci continuă să refuze acest schimb și convine această clădire să stea acolo, să creadă lumea că e a Moinești. Dar zice toată lumea că e a noastră și când vine turistul aici, dumnealui îi convine acest lucru, să spună că e a Moinești. Dar n-am altă putere asupra dumnealui să îi impun eu. Să vedem ce putem face. Vă rog. O tablă. Noi, Consiliul Local, Primăria, nu putem aloca. Nu este foarte scump. 10-20 de mii de ron. Și să luăm acordul domnului cu ăsta, Budacă, ca și proprietar, și să construim acolo. Nu, pentru că suntem pe altă rază administrativ-teritorială. Este o construcție care reprezintă... Eu nu pot cheltui banii bugetului local Moinești pe alt teritoriu, în altă localitate. Înțelegeți că e situată în orașul Comănești. Și grănițuirea dintre noi este marginea carosabilă. Dar izvorul ăla de acolo s-a amenajat, s-a făcut un foișor chiar foarte frumos. Dar nu se vede, asta e problema. Era altă delimitare, era la noi. Da. S-a făcut foarte frumos ăla, dar nu se vede. Se vede răgălia aia din... Era altă delimitare. Noi ne grănițuim cu Comăneștiu aproape de Lucoil, dacă știți, pe partea dreaptă. Pe partea stângă, la prima casă.
să vorbim, să vedem ce putem. V-am zis că am vorbit, am fost personal de câteva ori. Eu mă duc în audiență la domnul primar de la Comăneci. Vă rog, mă, vorbesc serios, o să primiți același răspuns, nu se schimbă. Da, da. Merg și eu, dacă vreau. Ok, eu aștea domnul. Dar nu pe teritoriul. Să vedeți că rezolvă. Păi și ce? Prea mai are teritoriul, care proprietate. Să-i impune, să o demoleze, sau să o facă. Păi și noi nu putem discuta cu... Am discutat cu... Buda? Nu, am discutat și cu el. Vă rog. Dar totuși, să vedem ce are rezolvat tău. E gazul la domnule, este jale. Are făcută de la mediu, de la ultima discuție a noastră, doi, în particular, acum 4-5. Ce se întâmplă? Păi am făcut adresă după ce am zis la mediu. Și peste drum fostul senator să fost în acolo sunt domnul arhitect, vă poate răspunde. Deja au fost pozate, o să fie impuse dacă în 6 luni nu le aduce la o stare normală, vor fi impozitate cu 300, 400, 500%. Doresc că senatorul ce-a luat toată baza aia, ai faci un card, să fac un card, să ne reprezintă un municipiu. Cred că trebuie rezolvat. Deja suntem în termen. Dar ce senator? Cum îi spune domnul senator? Nistor. Nistor. A, la baza tubulară? Nistor. A intrat în district. Da, de stânga, am făcut gardul ăla, se merge la zi Nistor. Intrările trebuie să vedem ce proiecte facem. Păi să fie niște intrări, măcar la Slănii, Moldova, când am făcut-o la... Dacă facem pista de biciclete pe acolo, la intrări să modificăm. Cu niște roluri de flori, cu niște stârpi, cu niște... Trebuie să luăm fața. Când intri, intri municipiu, domnule. Trebuie făcut asta. Să vedem, avem arhitect aici, are un birou de arhitect. Păi, domnule, la planșă. Arhitectul ăsta ar trebui să-și ia de la un cap la altul, să ducă să filmeze tot. Și după ce filmează tot, să le pun așa la planșetă. Și vreau să văd, domnule, peste 2 ani, să vină Cosuț, cum ved el Moineștiu ăsta, până în 15 ani. Asta înseamnă arhitect, domnule, ești proiector. Și bă, a venit cu strategia, ne-o prezint aici, peste un an de zile, și zicem, bravo, felicitări, avem arhitect. Jumate am prezentat-o. Da, dar vreau așa, bucățele, frumos, uite, domnule, blocurile vor fi verzi, albastri, negre, făcute, tot așa, pus așa cum trebuie, să apară un oran. Stâlp din aia, cum au făcut ăștia la sporțeni, îl apară cu... Facem frumos, intri în oraș, bă, ia uite ce fac ăștia. Ăsta trebuie proiectat dinainte, măcar, să vedem un proiect și după aia tragem fonduri europene. Închidem ședința. Apuțanul domnului Gheorghe, am uitat să-i spunem aici.